elegí de la liceo militar, pe stradă, la televizor, pe rețelele de socializare și îi admiram foarte mult. Și mă vedeam acolo. Tocmai de asta... Sunt, aici. Sunt cuvintele încărcate de emoție ale unei eleve de doar 16 ani de la Colegiul Militar Tudor Vladimirescu din Craiova, care a luptat pentru visul ei, acela de a avea o carieră militară. Tânăra originară din Mehedinți și absolventă a școlii gimnaziale numărul 15 din Drobeta Turnu Severin, este un exemplu pentru tinerii care își doresc o astfel de carieră. Ministerul Apărării Naționale are 5 licee militare, unul dintre ele, le-am și spus mai devreme, cel de la Craiova, mai este unul la Alba Iulia, unul la Breaza, în județul Prahova, unul la Câmpul Moldovenesc, în județul Suceava, și unul la Constanța, județul Constanța. Pe lângă cele 5 colegii militare, Ministerul Apărării Naționale mai are 4 academii militare, 2 institute medico-militare și 3 școli de maiștri militari și subofițeri. Cele 4 academii militare ar fi Academia Forțelor Terestre din Sibiu, Academia Forțelor Aeriene de la Brașov, Academia Forțelor Navale de la Constanța, Academia Tehnică Militară, iar cele 2 institute medico-militare sunt cel de la București și cel de la Târgu Mureș. Militarii mehedințeni au mers în școli cu ocazia sărbătoririi Armatei Române pentru a prezenta oferta educațională a academiilor militare, dar și a școlilor de maiștri militari și subofițeri din țară. Ziua Armatei României are o semnificație deosebită pentru militarii români care an de an rememorează faptele eroice ale înaintașilor, cei care în urmă cu 74 de ani și-au dat viețile pe câmpurile de luptă pentru eliberarea teritoriului național. În cel de-al doilea război mondial, România a participat cu peste 1.100.000 de militari, din care circa 262.000 au fost declarați morți, răniți, dispăruți sau prizonieri de război. Dorința de a învăța, de a vă pregăti să deveniți fie militari, fie specialiști militari, doctori, ingineri, fie civili, vă alegeți fiecare ce vrea. Suntem liberi să ne alegem și să dispunem fiecare de soarta noastră. Pe lângă mândria de a reprezenta țara cu onoare, viitorii militari au parte și de o serie de avantaje, atât pe perioada școlarizării, cât mai ales după finalizarea studiilor. Sunt doar câteva dintre motivele pentru care tinerii mehedințeni își doresc o carieră militară. Veți avea gratuitate la hrană, cazare, echipament și tot ceea ce presupune sistemul de învățământ. După terminarea academiei, veți primi o repartiție sigură, adică veți avea un loc de muncă sigur, zic eu, cu un salariu onorabil și la fel și o carieră la fel de onorabilă. După activitatea de astăzi, am început să mă gândesc destul de serios la această variantă. Mi se pare o opțiune foarte bună și foarte avantajoasă pentru viitor, mai ales Academia Militară, la care acum mă gândesc foarte serios să merg. Cariera militară, da, cred că ar fi un serviciu foarte, foarte frumos și... Pregătirea nu mi se pare de foarte grea și extraordinar de imposibilă și cred că mi-ar place foarte, foarte mult să, nu știu, să reprezint țara noastră. Mi se pare foarte interesant și plăcut în același timp că poți, dacă ai posibilitate și chiar îți dorești să faci acest efort, să reușești. Deci te-ar interesa o carieră militară? Da, dar datorită acestor persoane și chiar le mulțumesc. Da. Reușiți să străbătă până aici. Cei care își doresc să îmbrățișeze o carieră militară trebuie să întocmească dosarul de candidat pentru a-l depune la Centrul Județean Militar Mehedinți. Urmează apoi vizita medicală și probele sportive, care sunt eliminatorii. Absolvenții de clasa a 8-a vor susține examen scris la limba română și matematică pentru a fi admiși la liceele militare, iar la academiile militare, admiterea constă în susținerea examenelor la limba engleză și matematică. Probele la Academia Tehnico-Militară se suplimentează cu proba la fizică. Vizita în școlile din județ este o primă parte din activitățile dedicate Zilei Armatei Române. Pe data de 25 octombrie va fi organizată în Drobeta Turnu Severin, începând cu orele 10, o ceremonie militară la care sunt așteptați toți locuitorii județului.